meci, o brigadă de galați, așadar. Pistești este în echipament roșu cu albastru. De partea cealaltă, CSM Vaslui va fi în echipament alb cu short roșu. Foarte cunosc cu jucători din zona Moldovei. Însă și el trecut de prima trinerețe. Ia să vedem aici Neniță. Foarte bună pasă al Neniță aici și tuturor. Scoate Ciota, prima mare ocazie. Pe echipa lui Petre Grigoraș, dar cu gestul își va vinde scump pielea campionă. Azi, Fodrancei, pardon, se trage Mingea Corvăză și 1-0. Intră Mingea Corvăză acolo. Zero, așadar, cred că a fost se mai întâmplă, asta e, să vedem pe Sergiu Matei, jucător originar din județul Vaslui, la Dragomirești, acesta joacă de ani buni în zona Bacău. Oh, ce încercare aici! Cred că furtună, nu, onofraș! Onofraș încearcă o super execuție. Să vedem ce se va întâmpla. O pasă excelentă pe culoare acolo! Să vedem, centrare un pic cam tare și deține Șoltan. Adică nu mai era nicio urmă de gazon. Cea de la... Să vedem o pasă bună pe culoare, un fraș acolo. Încearcă un fraș pe scurt și respinge într-un zonă. Acum unul dintre jucătorii mai tineri, Cârjă la balon. Să vedem pe Cârjă, scoate mingea la un fraș. E excelent, așează un fraș. Urmează un șut foarte bun acolo de viață, să Petra Riu este la fost. Va face pe același principiu ca Limpezișul, fosta campioană a Buzăului, care a jucat pe Liga 3. Să vedem aici, se întoarce Rusu, șut foarte bun Rusu și scoate! Ciocan acolo de lângă vară, foarte bun șutul lui Rusu. Se resimte Ciocan, că a venit mingea în față. Deși nu înțelegeam că a fost șutul destul de bine plasat. În fine, să vedem din nou centrare bună, scoate de acolo Ciocan. Recuperează Jitaru. Da, bună pasa lui Jitaru. Foarte bună pasa, să vedem aici pe Buhăiescu. Aruncă Buhăiescu mingea! Și scoate din nou Ciocan, ce intervenție! Foarte frumoasă luarea lui Rusu din serii foarte pe CSM! CSM! Da, foarte mulți copii, cum spuneam astăzi. Hai să vedem aici. Această legătură, poziție bună. Ciolta până acum a fost imperial în poartă. Zidul foarte înalt, este este. Exact aproape de noi. Hai să vedem aici Buhăiescu. Trimite bine Buhăiescu să Ciolpan prinde în 2 punct. Hai să vedem. Bună centrare, scoate Petrariu. Lupte grele acolo și scoate de la CSM mingea până la urmă. Cu Nis. În Ligue 1 stadionul plin. Își contează și meciul și adversari. Și Nuțu scoate de pe linia porții. Bună centrare în fața porții, Rusu era cu poarta goală, însă Vlad Nuțu respinge. Da, este lume, chiar vă spuneam peste 1000 de spectatori. Nu par, dar sunt, că tribunul are vreo, stadionul are vreo 12.000 de locuri. Dar sunt destui. Are recuperare bună lui Olaru. Da, o să fie multe și multe. Vedem o pasă excelentă, nu este offside. Centrare fața porții și 1-1, incredibil. La prima ocazie mai mare a Cristeștiului, aceștia egalează pe o gafă. Gol marcat de către Moldova Cristeștiu, 1-1. 1-1, la ultima fază. Francesc e supărat că Iașu a renunțat așa ușor la el. A fost un jucător important. Șut bun aici, să lângă poartă.
a și promovat în Liga 3. Olimpia s-a cum are. Vedem o pasă bună, Rusu. Are bună Rusu. Rusu șut. Trece la o pală pe lângă poartă. Mare ratare, mare de tot ratare. Să vedem aici. Pasă bună. Are șansă. Șut. Și scoate Ciocan. Din nou Ciocan. Eroul meciului, clar, portarul de rezervă a Pisteștiului, însă într-o formă de zile. Da? Spuneam că LPS-ul Princeni va fi noua echipă. Oh! Fază importantă și intervenție miraculoasă a lui Jitaru. La furtună, Jitaru scoate un gol ca și făcut aici. Canal, nu, stați aici, așa, suportați-mă la comentariu până la final. Mai intrați din când în când, mai întrebați cu ori. Vedem aici și... Păcat aici, Țărțărău, e excelentă preluarea lui Țărțărău. Însă șutul pe este poate. E o pasă excelentă a lui Gârde aici. Se vede pe Rusu. Are culoare Rusu. Șut dezamăgitor și scoate Ciotan. A prins poarta. Și ați văzut echipa noastră. Vedem din nou într-o de colț, Bufăiescu se pregătește din nou să execute. Centrare bună și au, a crezut că e gol, dar... Recea, Mineru, la 1-1, interesant scorul. Da, se vedem, super scurs și Ciocan, iarăși l-a fost. Ciocan după meciul ăsta prinde contract la Liga a 3-a sau mai sus. Da, se vedem, centrare foarte bună, respinge acolo și... Reluare bună și din nou Ciotari, spinge față lui. E o 2-1. Marchează Țărțărău. Gol Țărțărău. Se pasă Cicio. Și pasă Adrian. Vasu. Însă CSM-ul are moralul mai bun. Vede pe Țărțărău acum. Centrare foarte bună! 3-1! Foarte bună faza! Țărțărău, excelent! Intrează fața porții! Da, 2-1. 3-1, pardon, gol la ieșit pentru Rusu. Da, se dezlănțuie CSM-ul acum cu Munteanu. Cei care au promovat Liga a 4-a acum cu CSM Negre. Se vede Șubuc Bucovanu și pare și un superb al lui Bucovanu aici. A fost o schimbare, n-a fost atent. Ia să vedem Gârdea, centrare bună, Rusu nu are capul, respinge Ciocan în față, tip din acest sezon, așa că au toate șansele. Și bun, și scoate Ciocan în față, acolo. Era să scape Ciocan, dar reușește. Ia să vedem aici Rusu, lupte grele, centrare bună lui Rusu. Recentrare excelentă, Ronald Țărțărău se nu prinde poarta. Ia să vedem aici, bună pasă. Au, 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 și intervenție, excelentă. Excelentă intervenție. Și se termină meciul 3-1 pentru Vazul de Scor. Victorie, 3-1, dezvoltământul Ciungă de Muitoare, 24 iunie, la Crisești. Haideți să aplaudăm pe băieții noștri și să ne urăm mult succes în retur. CSM! CSM! Mulțumim că ați fost alături de noi în numele așa mare. Vă așteptăm în continuare alături de echipa noastră. Weekend plăcut! Da, s-a terminat meciul, așadar 3-1 pentru Vaslui, un scor bun.